A sosit în sfârșit vremea frumoasă. Soarele ne încântă cu razele sale calde și strălucitoare, dar sub efectul benefic al razelor ultraviolete se află și multe pericole. Efectele nocive ale expunerii excesive la soare sunt cumulative și irreversibile. Ne pot provoca probleme grave de sănătate. De la arsură cutanată de diverse grade până la arsuri mai grave chiar, deshidratare, insolație, deci sunt boli foarte grave care pot să apară dacă nu ne protejăm de căldură și de razele solare. Expunerea frecventă, repetată la ultraviolete, atât naturale cât și artificiale, adică solar, poate în timp să ducă la cancerul de piele. Dar acestea nu sunt toate, mai sunt și altele. Pielea se îngroașă și are o tendință să se usuce mai ușor. Fotoîmbătrânirea cutanată prin alterarea fibrelor de elastină și colagen, alterarea ADN-ului celulelor epidermice și scăderea imunității cutanate, apariția de pete pigmentare, agravarea unor afecțiuni dermatologice sau non-dermatologice. Dar oare cum putem satisface dorința de a ne bronza și să evităm des întâlnitele arsuri solare? Medicii recomandă prudență și expunerea la soare doar între anumite intervale orare. Și crema de protecție este extrem de importantă. Ea nu trebuie să ne lipsească atunci când ieșim din casă. De razele ultraviolete nocive, prin neexpunerea la soare între orele 10 și 16, prin folosirea de cremă de protecție solară la copii cu factor cel mai mare, adică 50, și așa că trebuie administrată crema de mai multe ori pe zi, nu doar o dată. Pentru a menține protecția, crema nu este singura modalitate care ne ajută. Vestimentația din materiale naturale, pălăriile, ochelarii de soare sau umbrelele nu trebuie neglijate.